sunteți acum o soție cu care se trăiește ușor? Care face ce ușor? Cu care se trăiește ușor? Asta, el trebuie întrebat, eu nu știu ce să spun. Eu cred că sunt destul de suportabilă. Adică am o serie de calități de acomodare, dar pe de altă parte am și ceea ce nu e cuvenit, am și pretenții. Și e foarte greu să te asociezi. Eu având la vârsta aceea, acum 10 ani, 73, el având 75. Adică și din lumi diferite. Dar, ce pot să vă spun? El e destul de iritat de ignoranța mea. Eu sunt an istorică, an geografică, tot ce vreți, îmi lipsește, cum spun eu, îmi lipsesc numai două dimensiuni. Timpul și spațiul, încolo sunt sănătoasă. Și el știe tot despre tot, că mă irită și pe mine, mă calcă pe nervi când văd că știe tot. Literatură, muzică, bun, el e multilateral dezvoltat, scuzați să mă pot proastă. El e cântăreț, el este actor, el este peste 40 de ani a fost directorul artistic al Filarmonicii din Brooklyn. El este cioclopedic, în adevăratul sens al cuvântului. Și îmi spune o țară și eu zic, unde e? Zice el, cum? Asta e Indonezia. Aha, bun. Cu tare, nu știu ce eveniment istoric, zic, dar când? Eu nu știu nici Bach în ce secol a fost, 16, 17, 18. Adică eu sunt o ignorantă totală, sunt o catastrofă. Iar el știe tot, ceea ce vă dați seama, deci, de primele posibile conflicte, dar nu e grav, pentru că el îmi spune și eu spun dacă spui tu. Așa o fi. Așa o fi. Bun. Nu știu ce să spun. Sigur că adaptarea la un cuplu și la altă vârstă e mai grea decât la vârsta noastră și din două, ca să zic așa, continente diferite, pentru că America nu e o țară, e un continent. Dar se pare că mai pe bază de umor, mai pe bază de concesii reciproce, lucrurile evoluează spre bine sau ce să mai evolueze. Dar ce avem viitor? De altfel, vreau să vă spun că această întâlnire a noastră e pentru mine deosebit de emoționantă, dar și cumva premonitorie. Nu știu de ce am o senzație de întâlnire de adio. Adică știu de ce. Din cauza vârstei, din cauza faptului că biologia mea e șovăielnică, ca să nu spun mai mult, mă părăsesc puterile fizice, sau cum spun eu, clădirea mea, mansarda mai funcționează, dar restul etajelor, o ruină, nu altceva. Deci am un sentiment de rămas bun. Sau cum a spus odată Vraca, știți că li se atribuie actorilor tot felul de gafe pe care le fac uneori în rolurile lor sau în promunție. La sfârșitul unei piese, George Vraca se lăsa cortina și ultima lui replică era și a spus Rămân bus. Și s-a auzit siflanta aceea de bus. Rămân bus. Am o senzație de rămân bus. De rămas bun. Nu știu cum să vă spun. Nu mi-o luați în nume de rău. Nu vreau să vă indispun. Mulțumesc. Deocamdată suntem în plină sărbătoare. Să trăim din plin. Nu sărbătorile zilei, ci sărbătorile tuturor anotimpurilor. Da, pe vremuri eram
foarte entuziasmată sărbătorile zilnice, eram în faza mea optimistă, până mi-a trecut. Da, domnul. Pot să complex. Poftim? Pot să completez la ce ai spus tu, cu două versuri ale tale care sunt emblematice. Care? Eu nu sunt nici bătrână, nici tânără nus, sunt doar absolutul... Pe termen redus. Spune, domnul. Stimată doamnă, cum se face de vorbiți așa frumos românești după asemenea... Dar trebuie să vorbiți mai tare, că... Văzul mă minte și auzul mă înșală. Stimată doamnă, cum ați reușit ca dumneavoastră să vorbiți așa de frumos românește după o absență destul de îndelungată? Cum am reușit să să-ți păstrez limba, expresia românească, dar tu ai tot... Vai de mine! Orice preferam să-mi pierd mâinile și picioarele pe care le-am pierdut finalmente, decât să-mi pierd limba. Am purtat-o cu mine tot timpul, din prima clipă în care am ajuns în America și până astăzi. Scriu în românește, acum scriu și în englezește. Dar spuneam cuiva astăzi la televiziune că Eliade spunea și după aia Nichita Stănescu a reluat că limba e patria. Eu nu am părăsit România nici o dată, pentru că mi-am purtat vocabularul și spiritul limbii cu mine peste tot unde am fost, continuând să scriu, bineînțeles, în primul rând în românește, mai compunând și muzică, limbaj universal, dar asta e altă poveste. Da. Ca să nu mai vorbim de limba șpargă. Aia spargă, aia e o invenție pe care eu îmi bag. Dispoziția ludică au rămas intacte. Aia, da, alea au rămas intacte, adică jocul, de fapt copilăria. Tot așa îi spuneam cuiva de la televiziune astăzi, că nu am senzația trecerii timpului în acest sens. Copilărie, adolescență, tinerețe 1, 2, maturitate, bătrânețe, eventual. Nu am această senzație, am o senzație de continuum, cum se numește și ultima carte pe care am publicat-o în Anglia, care conține poeme scrise în engleză și poeme în românește traduse de mine în engleză. Am o senzație de continuum. Cine știe, poate că asta se referă și la viața de dincolo. Te povestești. Dar Nina, crezi că există o vârstă a dragostei? Chiar dacă nu există etape diferite de viață, există un timp potrivit pentru a iubi? Dragoste? Da, deci există dragostea. Este timpul, cu te mare, e tot timpul, ne include pe toți, adică totul. Pentru că... Totul e dragoste, nu vreau să mă refer la Iisus Hristos, dar... Pentru mine, într-adevăr, dragostea este nu un concept, este o trăire, este o dominantă a vieții, în general. Acum, să nu luăm, poate să existe dragoste de carte, dragoste de animăluțe, dragoste de părinți, dragoste de tot felul de feluri de dragoste, dar îmbrățișarea, asta a fost pentru mine una din dorințele esențiale, marea îndrăzișare care m-a făcut și să cad în capcana utopiei comuniste, să zic, nu știu, care era o mare îndrăzișare, o mare armonie între rase, clase, popoare, dispariția statului, a banilor, a războaielor, un fel de vals, nu neapărat vienez, dar a marii îmbrățișări. Utopie, fără îndoială, dar asta nu înseamnă că aspirația mea nu a fost către marea îmbrățișare. Antantă, spuneți-i cum vreți, între marea împăcare, pentru că conflictele sunt cele care ne sfârtecă viața zi de zi, sub diferite forme. Și care continuă și astăzi. Lumea e într-un
vârtej de conflicte și de... E complice să se întâmplă. Eu de politică nu m-am lăsat asta, trebuie să vă spun în paranteză. Mi-am făcut gafele, la 15 ani mi-ajunge. Nu mă mai amestec, dar opinii mai am. De păreri nu mă pot să lipsi. Și asta e ce am vrut să vă spun, o paranteză, deși nu e chiar legat de întrebare. Să dăm cuvântul unei femei foarte cunoscute în politica din România, Daciana Sârbu, pentru că tot ai amintit despre politică. Și sunt convinsă că ea are propriile ei întrebări. Nu m-am lăsat încă de politică, deși uneori am fost tentată. În primul rând vreau să-ți mulțumesc, Alice, pentru această întâlnire. Vă rog să vă discuții da. Mai sare. Vreau să vă auzi. Vreau să vă întreb ce ați iubit cel mai mult în viață. Ce-am făcut? Ce ați iubit cel mai mult? Ce-am iubit? Iubirea însăși. De la 5 ani, cum spuneam eu și cuiva astăzi. Îndrăgostiță de băiatul din vecin care avea bicicletă cu roz, cu tricolor, cu tricolor în jurul roților. Am iubit de când mă știu, care uneori mi-a reușit paciența, alteori nu. Bineînțeles, cum e normal în echilibrul vieții. Dar ce pot să vă spun? Asta am iubit cel mai mult. Și creația artistică, de care eu nu eram conștientă la 5 ani, evident, când am compus un prim vals destul de prostesc la pian și când am compus prima poezioară. Dar aspirația către artă și lăcomia de arte care m-a făcut și cu muzica și cu dans, am vrut și dans, am vrut actorie, am vrut pictură, am vrut. Lăcomia este unul din păcatele capitale. Eu am suferit de acest păcat. Această întâlnire îmi amintește prezentarea Mă numesc Ninigra și sunt cea mai extraordinară făptugră de pe pământ. Și în amintirea acelor vremuri, aș vrea să o întreb pe Ninigra ce amintire păstrează, ce impresie păstrează despre acele zeri de la 2 mai care stăteau sub aripa divinității. Da, acum mă întrebați de 2 mai sau de Ninigra și Aligru, pentru că... De amândouă. Acea poveste pentru copii, povestea doi pui de tigru numiți Ninigra și Aligru, pe bărbatul meu îl chema Aligru. Victor Tulbure, care răspundea de niște reviste pentru copii, a scris atunci că Nina Casian, nu știu de ce avea un parapo, mă rog, avea ceva împotriva mea, își descrie aventurile conjugale în povestea doi pui de tigru, nu vizionică așa, nicio legătură, bineînțeles. 2 mai. 2 mai a fost un tărâm fermecat care m-a dezlegat după 2 ani de mulțenie care au venit de pe urma proletcultismului, căruia eu i-am accedat, m-am pliat din bună credință, nu din oportunism pentru profituri care de altfel nu au existat sau pentru sau de frică chiar. De bună credință, zicând eu să scriu pe înțelesul tuturor, adică cu un vocabular, o formulă foarte disprețuitoare la adresa poporului, scrie pentru popor. Ca și când poporul e complex analfabet. De exemplu, vă dau un exemplu. Mi s-au interzis asonanțele pe care eu le foloseam de zonă. Când poezia populară e plină de asonanțe, măsuii în dealul cernii, la mândra cu ochii negri, unde cântă puiul mierlii și așa mai departe, e plină. Mie mi s-au interzis că, ci că nu e al poporului și așa mai departe, alte aberații. Dar vreau să spun, deci, că... unde rămăsesem? La 2 mai. 2 mai.
Deci după 2 ani de mulțenie, pentru că mi s-a tăiat, adică pur și simplu mi-a secat izvorul laptelui la un moment dat, n-am mai putut să scriu poezie, m-am refugiat în muzică, compoziție muzicală și în poezii pentru copii. Nică fără frică, nu mai știu ce. Adică unde mai erau permise niște metafore. O scoică, rotofeie ca o doică. Mai era voie așa ceva. Ceea ce în poezia pentru adulți era absolut exclus. Deci, după 2 ani de mulțenie, în 55 până în 57, la 2 mai mi s-a redeschis apetitul. Nu că l-aveam probabil. Dar s-a întors poezia la mine, lăsați cuvintele să vină la mine, au venit. Și a apărut acel volum în 57, deci înainte de Nichita Stănescu și de alții. Aș putea să spun că acel volum, Vârstele Anului, al meu, care mai păstra sechele din interdicțiile tematice și altele ale perioadei ale obsedantului deceniu, cum îl numea Marin Preda, poezia s-a întors la mine și am primit-o cu brațele deschise și cred că a fost, de fapt, primul volum. Acum eu nu vreau să mă laud, dar cine sunt de față aici, dacă sunt critici literari sau istorici literari, care știu mai bine, fixează, eu am spus pentru mine istoria, nu există, știu că el a fost volumul, de fapt, de adevărată deschidere spre poezie în 1957, Vârstele Anului, unde apăreau poezii despre natură, poezii de dragoste, cu o formulă a timpului absolut ridicolă. Se dăduse drumul la dragoste, s-a dat drumul la natură, la peisaj, la peisaj, pentru că și pictorii n-aveau voie decât peisaj cu om. Și dacă era fără om, era un delict. În fine, și alte asemenea împrejurări, nu știu dacă v-am răspuns cât de cât, 2 mai a fost binecuvântat. Da? Da, doamnă. Dacă îmi dați voie întâi să o prezint eu pe Lucia Efrim, este o cunoscută jurnalistă și este prietena mea și o iubesc. Am prezentat-o pe Lucia Efrim, care are o întrebare pentru tine, Nina. Aha. De fapt, sunt chiar două întrebări. Ce nu a făcut Nina Casian și ce nu a făcut Nina Casian? Oh, și da. Ce regret cel mai mare aveți? Care e regretul? Ce nu ai făcut și ce regret? Ce regret cel mai mult este că de 20 de ani de când sunt în America, am compus o singură lucrare muzicală pentru pian și că acum m-a părăsit muzica sau am părăsit-o eu. Din superficialitate, din lene, nu știu. Ăsta e unul din cele mai mari regrete ale mele. Pentru că eu mă consideram talentată, pentru că credeam mai mult decât o poezie, așa credeam eu. Ce n-am făcut? N-am schimbat lumea așa cum aș fi dorit-o. Credeam că am vreo contribuție, că eu dacă mă aflu în treabă, pot chiar să modific ceva. Acum sunt mult mai la locul meu, sunt mult mai modestă, știu că sunt neputincioasă. Nu pot schimba lumea. Pot să visez, asta mă privește. Ca un vis particular. Nu pot schimba lumea. Altă neputință. Nu știu să fiu ipocrită sau să-mi țin gura. Am o gură cu toșură și ce e în ușă și în căpușă și spun tot ce vine pe limbă, făcând gafe peste gafe, pierzând prieteni, nu sunt diplomată și mai am și alte cusururi și mai mari. Nu ești diplomată, adică nu ești ipocrită. Da, dar prin ipocrizie înțeleg și diplomație, adică trebuie să ai mai mult tact. Nu am tact. Nu am. Chiar mi-am făcut dușmani, adică, da. Nina, tu n-ai transformat lumea, dar ai transformat lăuntrul oamenilor.
prin ceea ce ai scris. Vreau să sper că am lăsat o urmă, că am contribuit cu ceva, deși sunt și spre deosebire de astă seară. Acum vă mai arăt un defect, am văzut. Și... da, nu știu, voi sunteți prezenți aici și văd o grămadă de făpturi din cu totul alte generații și tinere. Dar eu am avut impresia că România a uitat de mine sau că n-a avut nevoie de mine și că sunt ignorată, marginalizată, cu voie sau fără voie. Nu știu, e pentru mine o mare surpriză și îi datorez asta Alisei, că mă readuce, ca să zic așa, într-o actualitate temporală. Mă rog, nu știu ce să vă spun. Nu am niciun merit decât acela de a o fi iubit-o pe Nina Casian la fel de mult cum o iubiți și dumneavoastră, cei care sunteți aici. Este în sală Daniela Nane, care este o actriță cunoscută, care a recitat de multe ori din poeziile tale și care poate să ne povestească mai multe. Are și o școală de actorie pe copii, ei învață versuri scrise de Nina Casian. Cu asta voiam să încep, ca să fiți sigură că nu sunteți nici uitată și nici ignorantă. Dacă o să aveți timp, o să vă invit să vedeți un grup de copii care știu să recite în zara Iumură în gură, Prințul Miolau, Minciuna. Da. Sunt poezie dumneavoastră pe care le-am învățat cu mare plăcere, le spun da. și dau repliciuni altora în pauze. Sunt extrem de încântați și au o deschidere extraordinară pentru poezie și cu atât mai mult cu cât le citesc din mai mulți autori, am constatat că iubesc foarte mult poezia dumneavoastră și încă ceva aș vrea să vă mulțumesc. Spuneți-mi, pentru un lucru aș vrea să vă mulțumesc. Eu sunt actriță la Teatrul Bulandra. Și pot să vă spun că primele poezii pe care le-am învățat și cu care dădeam spectacol acasă la 3 ani și jumătate erau aceste poezii ale dumneavoastră despre care am amintit. Și vă mulțumesc! Splendoare! Dar vreau să vă spun că asta nu din orgoliu. Nu pentru că vreau să mă văd pe afiș. Am avut această dorință când eram foarte tânără, probabil la 18-20 de ani, îmi doream ceea ce se numește un timp de celebritate, după care mi-a trecut complex. Nu mă interesează afișul, nu mă interesează celebritatea, nu mă interesează succesul. Eu am avut succese în viață, moderate, niciodată spectaculoase. Dar nu mă mai interesează. Ce mă interesează este să las o urmă, dacă e posibil. Adică în sufletele oamenilor, în memoria lor, în mentalitatea lor, în felul lor de a se bucura de viață, de a se juca, dacă pot să adaug ceva, o trăsătură, o nuanță, asta mă face fericită, altceva mie nu-mi trebuie, efectiv nu-mi trebuie. Bani n-am avut niciodată, deși nu scriitori aici. Am trăit confortabil, nu luxos, dar confortabil. Pe vremea, înainte de Ceaușescu s-a supărat pe noi și ne-a redus la tenirce, la o specie inferioară, la să spunea, nici o deosebire între Eminescu și un om obișnuit, e așa. Dar avea el ale lui. Și când au scăzut și drepturile de autor și tirajele și nu mai avea voie autorul să aibă pe copertă portretul, asta mie îmi convenea. Adică eu nu câștig la văzut, cum spun eu.
și așa mai departe. Dar dacă pot, adică să consider că n-am trăit degeaba, asta da, asta e important pentru mine. Dacă am adus, că spuneam într-o autoparodie, într-un volum, că cunosc o serie de cupluri care s-au constituit sau s-au căsătorit pe baza unor poezii de dragoste ale mele. Bravo! Ura! Asta mă bucură! Vă puteți considera fericită pentru că... Vă puteți considera fericită pentru că... Nu succesul în sine, care e ceva foarte discutabil. Nu uitați că François Villon a intrat într-o zonă de umbră de nu știu cât timp, până a revenit în actualitate. Shakespeare însuși, nu el, anumite piese ale lui, Timon din Atena, nu mai știu care, au fost ignorate. Da, mersi. Au fost intrate în con de umbră. Și atunci eu ce pretenție am să mă întreb. De fapt, n-am nicio pretenție. Doresc simpatia oamenilor, doresc dragostea lor, doresc căldura lor. Am parte și de una și de alta, și de adversitate, și de atacuri violente, și de nedreptăți, și de... Dar astea, cum am spus, fac parte din echilibrul vieții, nu? N-am nici dreptul și nici nu simt nevoia să mă plâng. Dar am fost rănită, am fost trădată, am fost părăsită. Am fost jignită, Doamne, slavă Domnului, am un palmares foarte bogat în acest sens și așa trebuie. Cred că așa și merg. Nu știu, nu sunt o expertă în Evtușenco. Știu că a avut o mare vogă la un moment dat, el recitându-și poeziile cu mare facondă, dar nu știu, eu am acum niște prieteni ruși, printre alții, în America, care au despre poporul rus tot felul de păreri. Că ce se spune cu sufletul rus, nu știu ce prostii. Ei știu, beau vodka. Asta e ce știu, asta e, adică ei sunt mai mult decât autocritici, sunt înverșunați, pur și simplu. Una care a zis, nu mă mai întorc, din Sankt Petersburg, din fostul Leningrad, nu mai calc pe acolo, limbajul străzii s-a schimbat, ca și în România. Și nu mai suportă limbajul străzii, nu mai suportă asta. Nu știu, nu sunt expertă nici în poporul rus. Pentru mine poporul rus, cu suflet cu tot, este acea boală sfântă a secolului XIX, în care au apărut concomitent sau la o mică distanță. Tolstoi, Dostoievski, Chekhov, Turgenev, Goncharov, ca o boală sfântă. N-am pomenit așa o adunare de genii care au dat fundamentul literar, e adevărat, în proză, dar și în poezia, tipul un Pușkin intraductibil, ca și Eminescu, în mare măsură. Și așa mai departe. Nu știu. Știu că un prieten de-al meu, un român, a scris un articol apropo de alegerile recente din America. Apropo de asociata lui McCain, acea cucoană, că nu pot să-i spun altfel, Sarah Palin, care a declarat că, adică Obama e un domn, dacă l-ați auzit vorbind, e echilibrat, are demnitate, are ținută, e articulat spre deosebire de Bush, care spune nuclear, nuclear în loc de nuclear. Și zic, eu am avut parte de un analfabet în România, mulțumesc, care spunea municipiu și spunea realimente și spunea altele. Zic, nu mai vreau încă unul, nu, mi-ajunge.
Și această cupoană, care a declarat e împotriva avorturilor, împotriva căsătoriilor între aceleași sexe de homosexual și pentru permis liber de port armă, care a dus la o grămadă de catastrofe în America, de altfel, printre care au intrat armele și în posesia școlarilor și s-au petrecut masacre în școli și așa mai departe. Pentru că ea e vânătoare. Și spunea prietenul meu în articolul lui că ea vânează, nu știu ce, morse, cerbi, urși și ruși pe care îi vede de la fereastră. De la fereastra ei din Alaska nu-i poate vedea pe ruși, că e o distanță de nu știu de sus de depine. Dar n-are importanță. Deci, cu rușii e o problemă. Nu știu ce să vă spun. Doamnă Nina Casian, eu nu vreau să vă întreb nimic. Vreau să vă mulțumesc că aveam 9 ani în 59 când dumneavoastră ați scris Nică fără frică. Așa. Și am acum prilejul să o fac. Vă mulțumesc pentru atunci. Și mai vreau ceva. Vreau să ne promiteți că peste 10 ani Alice Năstase vă va aduce aici să ne mai dați două cărți, măcar două. Vă rog eu să ne promiteți asta, pentru că adineauri spuneați că aveți sentimentul că e ultima întâlnire. Eu vă rog frumos să ne promiteți acum că peste 10 ani sunteți aici, în același fotoliu. Sunteți foarte amabilă. Dar asta e voia celui de sus, nu depinde de mine. Eu nu pot să vă promit nimic. Sunt la discreția deteriorărilor succesive. E greu, nu pot promite nimic, stau și mă întreb. Într-adevăr, limita de vârstă a mai crescut. Și drept, așa că mai e ceva de sperat. Dina Cocea, 96 de ani, cum îmi spunea un prieten de-al meu, deligat, la 90 de ani se întoarce pe scenă. Sunt șanse, dar de promis nu pot. Încerc să vă promit eu atunci. Deci vă promit că noi o să ținem sănătoasă și în viață cu rugăciunile noastre și că vom fi pregătiți să o invităm în fiecare an, nu doar peste 10 ani, ci în fiecare an, dacă se poate. Este în sală Cristina Nichita, o cunoscută creatoare de modă. Cristina este cea care a conceput rochiile pe care ți le-am dăruit. Ea le-a gândit special pentru asta, dar este dincolo de asta o femeie Splendide, cu un suflet extraordinar, nu numai cu o viziune legată de ceea ce este deasupra trupului nostru. Yes, I wanted to say, why do you love Nina Casian? That's an easy question to answer. This is very difficult. Why do I love Nina? Because Nina is Nina, an extraordinary, lovely, wonderful woman who has in addition to being a great writer, is also a fine, lovable person. Adorata mea, scumpa mea, un suflet.